Se pregătesc aici niște grătare, mai devreme se prăjeau niște vinete, acum am trecut la partea de grătare și vom ajunge și la michitelul românesc. E frumos, Herman, și domnul Vasile de grătar. Foarte frumos. Michitel așa cu drag ai pus în farfurie. Da. Ultimul strânge masa, da? Corect. Mulțumesc. Asta ar putea să fie cea mai bună pedeapsă pe care o poți primi. Să mănânci din mâncarea pe care o faci tu. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi avem musafiri din România. Prietenii noștri vin să ne viziteze aici la Bătania. Așa că ne pregătim cum se cuvine. Din moment în moment trebuie să sosească. Iar noi facem ultimele pregătiri pentru ca ei să fie așa primiți cum se cuvine. Și astăzi tot cu ei mergem într-un loc deosebit. Haideți să mergem în curte pentru că acolo se desfășoară în acest moment toate ostilitățile. Și ne pregătim, așa cum spuneam, cum se cuvine. O vreme deosebită astăzi aici la Bătania, este destul de cald. E în jur de ora 10 dimineața și locul este foarte, foarte liniștit. Astăzi avem o zi foarte frumoasă. Așa cum spuneam, la ora asta, mai ales la sfârșit de săptămână, nu se întâmplă mare lucru, pe aici pe acolo mai circulă câte o mașină. Aici în curte de dimineață am udat iarba și aseară am udat trandafirii. Uite ce frumos arată trandafirii noștri. Foarte, foarte drăguți. Vioare niște trandafiri care miroase de nu vă puteți imagina. Îmi pare rău că nu pot să transmit prin cameră mirosul ăsta de trandafir, care este absolut deosebit. Va trebui să-i mai aranjăm, dar asta o să facem în zilele care urmează. Așa cum spuneam, am tuns iarba ieri și astăzi de dimineață am udat. Se și vede că peste tot e foarte, foarte ud. Și da, într-adevăr, dacă nu aș fi dat apă la iarbă în săptămânile astea, aici ar fi fost pur și simplu un deșert. Astea sunt florile preferate a lui Vio. Le-a plantat aici și de câte ori ieșim dimineața din casă, le admirăm cu drag. Și de aici, bineînțeles, că se vede livada și acolo vom merge imediat. Azi dimineața m-am trezit destul de devreme și am udat și aici în grădină la roșii. Am mai udat odată și aseară. Vreau să vă spun că astea sunt cele mai bune roșii pe care le-am mâncat în ultimii ani și mă bucur că am ascultat-o pe tanti din piața Mihai Viteazu din Arad, din România, de unde le-am cumpărat. Am luat ceva roșii Aurora. Aici sunt, uite-le și aici, deosebite, absolut deosebite. Vreau să vă spun că este pentru prima dată când mănânc roșii și nu mă ustură gura de la ele. Uite, astea sunt ardei care Vio astăzi zice că trebuie să-i punem la o ciorbiță. O ciorbiță românească pentru musafirii noștri. Zilele astea am postat pe Instagram, acolo unde sunt mai actuale activitățile noastre și cei care încă nu ați apăsat butonul de follow, mergeți pe Instagram, Vasile, liniuță jos, Blidar, și mă găsiți acolo, găsiți niște poze deosebite de aici, de la noi din livadă. Și așa cum spuneam, acolo, în momentul în care am postat despre aceste mere, foarte, foarte mulți dintre voi mi-ați scris că vă doriți aceste mere. Sincer, avem multe, dar nu o să avem pentru toată lumea, pentru că am primit zeci și zeci de mesaje cu oameni care își doresc să cumpere mere de la noi. Din păcate, nu o să putem onora toate dorințele voastre, așa cum spuneam, avem multe mere, dar nu avem chiar atât de multe. Și într-adevăr, merele astea sunt foarte dulci și foarte frumoase. Imaginați-vă că încă nu sunt totalitate coapte, dar extraordinar, de un gust deosebit. Mai ales că ele nu sunt stropite. Uite, și motiv pentru care pe jos avem mere. În fiecare zi le culegem. Alex vine aici și adună câteva găleți în fiecare zi. Aici, în partea asta, avem niște mere golden și
După ce trecem de rândurile de meri, ajungem între peri. Ai de viața mea, uite și aici câte pere avem noi pe jos. Că nu-ți vine să crezi. Uite ce mari și frumoase sunt. Deci sunt atâta de dulci perele astea. Abia aștept să vină prietenii noștri să-și culeagă și să-și ducă acasă. Cum facem de obicei, marea majoritate a fructelor le împărțim cu prietenii noștri și cu mulți dintre abonații noștri, să știți. Și au venit musafirii noștri, iată-o pe Iulia. Ciao, Iulia! Ciao, ciao. Bine ai venit în livadă! Bine v-am găsit! Superbă! Vai, câte mere aveți și ce frumoase! Da, chiar vreau să gust. Ăsta-l iau! Să fii sănătoasă! Da, da, hai să vezi, aici este și mai și, pentru că intrăm aici unde sperele. Și la pere, anul ăsta... Am promis că vin la pere, da? Da, 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 ai promis, ai promis! Vai, ce faine! Superbe. Da, hai superbe. Mai încolo că aveai din alea colorate. Uite, acolo așa sunt. Astea le-am pus pe Instagram aici. Așa, pe alea le-am văzut. Uite aici și uite câte sunt pe jos. Că dau ea, Maniel. Chiar le-am filmat mai devreme. Și cred că una din asta de pe jos, wow, uitați deci aici astea... cât e. Foaia aia. Super. Astea sunt cele mai faine. Superbe. Chiar te rog să iei, mamă, de fiate în câte ori mai căzut. Astea toate cad în fiecare zi, adună Alex câte o găleată. Ce gem este din astea. Da, da, poți să-ți iei, să-ți duci pentru gem. Uite asta. Mare coaptă frumoasă. Hai de capul meu. Deci nu cred că mai alergăm noi astăzi. Mâncăm fructe, ne vitaminizăm. Nu contează, dar și alergăm. Bine atunci, și alergăm. Vă uite, ținem la curent. Da, astea sunt merele golden. Da, super. Poți să iei dacă vrei, că sunt foarte dulci. Sunt foarte dulci astea. Super. Deci e senzație de dulci. Deci, așa ceva. Da. Ce frumos e. Știi cum e? Da. Asta e pentru gust, așa, să avem cu toții să gustăm. Pentru gust, că aici e o grămadă. Pentru gust. Acum, câți gustă? Gustă, da. Asta e altă. Câte borcane de gem o să facă vionul? Deja au făcut o grămadă de borcane. Uite și asta. Da. Pe alt soi. Da, astea, asta e ăla de toamnă. Da, astea sunt toamna și mai avem acolo tot așa de toamnă. Astea sunt undeva peste câteva săptămâni. E, exact, da. Așa, uite și astea sunt la fel, dar sunt bune, da? Sunt bune, sunt foarte bune. Da, da. Uite aici soi, soi de soi, cum s-ar spune. Așa, și trebuie să mai vii crune. Vrei? Bune, da, pe da, da, hai zis, să ne vitaminizăm, nu de hai să, hai să mergem. De toate, de toate. Mai avem puțin. Bine, le-am început de la poartă, nu? Da, de da, când de am la, intrat. De acolo, de la Momo, da, de la alea, poartă. Alea nu sunt din livada. Da. Alea sunt așa, cum s-ar spune, din vecin, de împrumut. Uite acolo, uite aici, hai de viața mea. Na, Iulia. Uite cum stau. Bine ai venit. Vai, da, cât sunt de mari. Da. Ai de capul meu. Super. Da, astea, după cum se și vede, că arată prunul nu stropite absolut deloc și partea bună este că dacă nu stropite, uite ce se întâmplă cu el. O să le mănânci nespălate. Păi nespălate, de tu crezi că noi le spălăm în momentul în care le mâncăm în livadă? În momentul în care le iau din livadă, de unde știu că nu sunt stropite, nici eu nu le spăl. Deci aici n-ai... Aici... Foarte, foarte fain. Da. Asta este. Hai plin, să ne... plin, plin. Un an bun pentru... Da, un an foarte bun. Și hai să ne apucăm de mâncat niște prune. Uite aici așa. Hai că și eu mă pun. Dăm... Da. Astea n-au nici viermi, sunt nu, minunate. N-au viermi, n-au, n-au absolut nimic pe ele. Da. Foarte dulci. Yummy. Am venit în zona cireșilor. Aici aseară am terminat de tuns. După cum bine se vede, între rânduri, noi tundem alternativ, odată între pomi și odată între rânduri, ca să rămână umezeala în pământ, așa e cel mai bine. Și aseară am reușit să tundem aici, deja era întuneric când am ajuns în casă, dar ideea era să curățăm foarte bine burienile astea și să nu le lăsăm să tragă apa din pământ. Următoarea dată
probabil peste vreo 2-3 săptămâni, o să tundem aici sub ei din nou. După cum se vede, acolo am tuns până la pământ. Și atunci, practic, am distrus rădăcinile burienilor. Și în felul ăsta, scăpăm livada de burieni și lăsăm umezeala în pământ. Aici, dacă știți ce sunt și pentru ce sunt, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Spuneți-mi de ce credeți că am lăsat grămada asta aici. Și mai ales ce fel de lemn este aici. Cei care știți și care sunteți mai vechi pe canal, cu siguranță că vă dați seama. Hai să vedem. Iulia? Pot să spun? Tu poți să spui. Mă gândesc că e lemn de cireș și îl folosiți la gem. Când faceți gemus și zacusca. Așteptăm în comentarii să vedem ce ne spun și abonații noștri. Uităm cu o imagine cu frumoasa livadă la care muncesc de-mi sar capacele. Între timp se pregătesc aici niște grătare, mai devreme se prăjeau niște vinete, acum am trecut la partea de grătare și vom ajunge și la micitelul românesc, așa cum v-am obișnuit. Uite aici, spre exemplu, are Vio pregătită cutia în care se vor pune toate grătarele astea și aici, în baițul ăsta puse de aseară, foarte fain stau și așteaptă să fie gătite, așa că astăzi o să avem iarăși un festin culinar aici. Am pus aici scaunele între timp să facem o plajă, aici pe șezlonguri, aici la umbră cine dorește, așa că totul este pregătit. Fetele noastre se pregătesc acolo pe terasă și bineînțeles că cel mai atractiv loc nu este aici. Auzi, asta e mașina de înghețată. Sfârâie grătarele românești aici pe grătarul nostru și bineînțeles că mititeii, celebri mititeii, miciurile românești, uite ce frumos se prăjesc aici. Vio este șef de grătar astăzi, așa cum e de obicei. Și uite aici pe băncuța ei avem grătare de porc, aici e ceafă la grătar. Hai să vedem cum ne-a pregătit Vio aici. Aici avem pulpe dezosate la grătar și bineînțeles că mai vin câteva surprize pe care le vedem imediat pe masă. Da, hai să vedem o nouă imagine cu grătarul nostru care fumegă aici de câteva ore și Vio ne pregătește o mâncare de nota 10. Și ultimele pregătiri aici pentru grătarul nostru, niște dovleac așa frumos luată de acolo din grădina noastră și bineînțeles că la final rămâne cârnațul ăsta foarte fain făcut în mață de oaie. Foarte frumos, toată lumea deja este la masă. Hai să avem poftă bună, ne punem să mâncăm. Începem cu o încălzire ușoară aici de la o salată de vinete. Pot să zic că asta eu le-am măcinat după ce le-a făcut Vio. Hai să gustăm, să vedem cum e. Dacă tot am muncit, atunci să ne și gustăm mâncarea. Vorba aia. Asta ar putea să fie cea mai bună pedeapsă pe care o poți primi. Să mănânci din mâncarea pe care o faci tu. Uneori pe deapsă, alteori este un mare noroc. Ce spun? Mm. Mm. No, nu m-am plecat așa pe ce vrei. Foarte bun, foarte bun. Aici toată lumea mănâncă. Este ceapă. Suntem pe fapte mari puși. Haideți să terminăm încălzirea asta ușoară. Vreau să vă spun că salata este deosebită. Absolut extraordinară. Mm. Să avem poftă bună. Îmi spune Denisa să zic că nu i-am făcut eu. Nu i-am făcut eu, făcut Vio. Foarte bune. De la Selgros cumpărați, cei mai buni. Fain când mănânci de agata, nu? Fain când mănânci de agata, iată, hai Denisa, spune-ne. E da. Frumos când mănânci domnul Vasile de agata. Foarte frumos. Mi-e așa cu drag, ai pus în farfurie. Da. Ultimul strânge masa, da? Corect. Mulțumesc. Poftă bună. Poftă bună. Între ce și Vio mănâncă. Și bineînțeles că eu am trecut la mititei mei, nu-i problemă. Aici, în livadă la noi, musafirii noștri trebuie să-și ia fructe. Este obligatoriu. Toată lumea pleacă cu fructe de aici.
Iulia, să nu te aud că nu vrei să duci fructe, că te aud pe aici. Pe mine nu mă auzi, că nu vreau să duci. Ok, uite-te aici, ce frumoase pere, mere. Și am venit la merele cu roșu. Te rog să-ți iei mere cu roșu. Uite aici și la Deni. Da, uite ce faine am eu. Ei! Na. Merele alea cu roșu. Dar poți să spui și mere. Acum. Așa, hai. Vio stă acolo după pom. Uite ce frumoase mere avem aici. Ce mari sunt. Da. Excelent. Wow, așa că enjoy. Dacă tot n-am alergat astăzi, vorba aia, măcar să mâncăm. Eu am zis de la primul, de la început, că astăzi sigur vom sări. Eu alergarea mă duc la rău, pentru că erau multe fructe aici și când sunt multe fructe. Da, hai să mai vedem. Deni, Deni, te rog să-ți iei mere roșii și sunt și mere golden. Uite acolo. Poftim, uite mere golden. Uite ce fain e. Hai de ce mare e. Facem așa ca reclamă. Ca reclamă. Excelente, da. Astea sunt foarte bune. Dar te rog să, te rog să... Nu pleci. Hai. Deni, ia vino aici. Vino aici. Uite, așa. Suficient, ajung. Gata. Punem aici o grămadă. O grămadă. Pentru că sunt din plin. Pentru toată lumea. Merg acum cu David spre Mezocovașaza, cumpărăm suc de ghimbir, cumpărăm niște prăjitură cu mac, după care ne vom întoarce acasă și bineînțeles că acasă ne așteaptă și alte surprize, pentru că Vio și Alex au rămas să pregătească acolo surpriza pentru când ne întoarcem. Am ajuns la plăcinta noastră preferată cu mac, pe care o să o și luăm acum. Hai să mai vedem niște prețuri prin magazin. Aici suntem la legume, la roșii, la ardei. A, uite, ăștia sunt ardeii preferați al Vio. 700. Hai că luăm și noi asta de aici. Luăm la 799 de florinți. Și uite așa, am mai scăpat de 200 de lei, atât am plătit pentru ceea ce avem aici în coș. Dar ce e de valoare de fapt aici în coș este faptul că am cumpărat o pungă de detergent, un Persil cu 54 de capsule. Hai că-l și întorc imediat, aici când ajung la mașină. Ia să-l vedem, uite, ăsta e un Persil cu 54 de capsule color pe care am dat 70 de lei. Bineînțeles, am mai luat și niște șervețele de hârtie și aici am luat ceai, sucuri și multe, multe prăjiturele de desubt acolo în pachet. Am intrat și până la Penny, dacă tot am venit aici, să cumpărăm, bineînțeles, cu David. Voilà. Să cumpărăm niște gingerele, asta este sucul nostru de ghimbir și am mai luat o Coca-Cola aici și normal, ca de obicei, cărbunii să nu lipsească de acasă, pentru că încă mai merge treaba cu grătarele. Hai să le punem și să mergem după aia spre casă, nu? Da. Gata, hai să mergem. Plecăm acum spre casă și putem spune că am încheiat o zi foarte frumoasă, o zi în care ne-am bucurat de prietenii noștri și, bineînțeles, am făcut și ceva cumpărători. Și gata, e deja aproape ora 6 și toată lumea cred că este fericită și acasă. Hai să mergem și să ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Astăzi a fost o zi pe relaxare, a fost o zi pe destindere, aici petrecut cu oameni foarte frumoși la Bătania și le mulțumim încă o dată prietenilor noștri că ne-au vizitat. Ce vreau să vă spun este faptul că Anda, pe care ați văzut-o în imagini, va pleca peste câteva zile în Statele Unite, acolo unde și studiază cu o bursă, în Texas, în Statele Unite mai exact. Așa că a fost așa și un pic de petrecere, pentru că nu știm când o vom mai revedea pe Anda, cel puțin un an de zile sigur nu va mai veni prin România. Și eu țin să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi, că ne urmăriți, faptul că apăsați butonul de like și butonul de abonare. Asta contează foarte mult pentru noi și vă mulțumim și pentru faptul că dați o distribuire în Facebook sau în alte rețele sociale și asta ne ajută. Și în ultimul rând țin să le mulțumesc membrilor, cei care
susțin acest canal prin faptul că au apăsat butonul de alăturare. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi și până data viitoare vă dorim toate cele bune de aici, de la Bătanie, din frumoasa noastră Bătanie, unde astăzi o să continuăm așa puțin pe relaxare. Mulțumim încă o dată tuturor, toate cele bune!